Suntem într-o zonă a nutriției, Alexandra Tudor, în platoul de la Neața, dispusă să ne răspundă la întrebarea de ce este atât de scump să mâncăm sănătos. Bună dimineața! Bună dimineața, dar nu este deloc scump. Nu? Nu este chiar așa de scump, într-adevăr este o preconcepție, dar dacă facem socoteala și cumpărăm exact ce avem nevoie, nu cheltuim mai mulți bani în plus. Dacă ne facem planul din timp, dacă ne luăm cele oarecum necesare... din timp să cumpărăm alimente de bază, alimente simple care pot fi combinate și să fie versatile, să ne permită să avem varietate în farfurie. Hai să povestim despre ce ai adus, de la stânga la dreapta. Adică ai început cu cina. Am început cu cina, invers, de la dreapta la stânga. Hai să începem cu dulcele. Începem cu ce vrei. Care e mic dejun de aici? Asta? Uite, acesta este mic dejun. Okay. Am o felie de pâine cu maia, cu o cremă de brânză cu sfeclă, cu avocado, am și puțină miere acolo. Eu am o teorie că așa cum nu mai există porc decât de mangalița, nici pâinea nu mai există decât asta cu maia. Nu cred că mai există pâine normală. Nu, aceasta chiar e pâine. Maiaua asta de fapt ce face? Maiaua asta, în primul rând, ne ajută pe noi ca să avem În primul rând, îi dă gust. Îi dă gust și are și o calitate nutrițională mai mare decât pâinea aceea albă, simplă din comerț. Pentru că totul ajunge în intestinele noastre. E ceva legat și de spike-ul acela de glicemie? E legat și de asta, că se digeră un pic mai lent. În al doilea rând, pâinea din comerț, a doua, a treia zi, deja nu mai poți să o mănânci. Pe când această pâine cu maia, din contră, își îmbunătățește calitatea nutritivă și este chiar foarte bună să o mâncăm și a doua și a treia zi fără nicio problemă și are un gust deosebit și este mult mai sănătoasă. Sfecla e din nou la modă, deși se spune că ia mult corpului să o digere, cheltuie mult, consumă mult. E obișnuit corpul nostru, oricum nu o să cheltuie mai mult decât cheltuie când digeră o proteină, nu se pune problema. Mergem la prânz sau ne aruncăm la dulce? Hai să ne aruncăm la dulce. Am mâncat micul dejun, luăm și o gustare. Aici am venit cu niște mini brioșe, să le spun așa, cu un coșuleț din ovăz, semințe de chia și cu umplutură din budincă proteică, de ciocolată, de vanilie, puțin iaurt. Și poate să fie o gustare super sănătoasă. Nu ne face rău dulcele dimineața? Acum depinde cu ce-l combini, că depinde că dacă mănânci jumătate de gem de dulceață dimineața, da, într-adevăr, ne face rău că poți să avem un spike al insulinei de nu se poate, dar dacă ai o gustare echilibrată, uite, asta e, de exemplu, o budincă proteică, am niște semințe de cheie, am niște fulgi de ovăz, adică e o gustare echilibrată și proteină și carbohidrat și fibre. Și pe noi ne interesează ca returul să fie încetișor, nu? Da, returul și eliberarea de energie să fie constantă pe parcursul zilei, să nu am acele spike-uri, pentru că asta am super energie, o să țopăi. Da, dar mă ia somnul. Exact, mă ia somnul. Ceea ce se numește popular boala porcului. Știi că sunt oameni care după ce mănâncă, dacă nu dorm... Da, și dacă mănânci mult, într-adevăr, după... Cât se treacă între mic dejunul acesta și dulcele ca trit? Catrit, da. Aici cât să treacă în timp? Cât să treacă? O oră, două? Depinde acum la ce oră ne trezim, la ce oră ne culcăm. Să fie un interval relativ egal. Aproximativ egal. Acum depinde. Nu, la ce oră... am zis relativ, da? La ce oră mâncăm prânzul? Depinde la cât ne trezim. Deci 1, 2, 3, depinde de fiecare. Cam așa. 1, 2, 3. Mult, puțin? Mult, puțin ce? Mâncăm mult, puțin? Mănânci o porție potrivită staturii tale, nivelul tău de activitate. Mie, dacă îmi dai, de exemplu, porția asta, mă satur. Dacă vine domnul din platou care are o statură mai mare, o să spună, domnule, eu mai vreau aici, mai adaug 3 creveți, mai adaug o lingură de piure, adică depinde de fiecare. Bucătarii spun că mâncăm întâi cu ochii și nutriționiștii spun că din acest motiv ar trebui porția să fie mai mică. Digestia începe în primul rând când am văzut mâncarea, de aceea este foarte important. Dacă avem timpul, ne permite să aranjăm frumos în farfurie, că parcă ai altă poftă, dar dacă timpul ne permite. Dar, într-adevăr, dacă arată bine, parcă, nu știu, mănânci cu... În cât timp primește creierul senzația de sațietate? Cam 15-20 de minute, de aceea este foarte important cât de repede mâncăm. Că dacă mănânci ca haplea pe românește, în 20 de minute ți-ai făcut stomac așa. Pe când dacă savurezi, nu într-adevăr cum se recomandă să... Mesteci de 35 de ori? Exact. Da, mai greu. Nu am reușit, dar într-adevăr să fii prezent și să savurezi mâncarea. Într-un final, această cină zilei. Am făcut aceste frigărui, care nu sunt niște simple frigărui de pui. Știu, te uiți la ele, zici, mă, dar a venit fata asta cu frigărui, ce n-ai mai mâncat? Crede-mă că nu ai mai mâncat frigărui. Să spun și de ce. nu așa de bune. Îmi pare rău că nu mai sunt fierbinți, că chiar te invitam să guști. Pe lângă faptul că... film vrei să mă... Nu. Pe lângă faptul că am lăsat cărnița cu mirodenii aproximativ 24 de ore și am promutat niște arome așa mai puternice, aceste frigărui, pe măsură ce le-am întors așa să te perpelească pe fiecare parte, să fie un pic crocante la exterior, le-am uns cu un dressing de unt, usturoi, parmezan și câțiva fulgi de chili. Am înțeles. Crede-mă că ies super, mega, extra yummy. Da, avem aici colecistul, așa îi se spune, Radu Colecistul. Bună dimineața, dânsul nu poate să guste pentru că el este prezentator. Dar v-am auzit din spate că sunt extraordinare, că ne schimbă viața, că e wow. Și tips, dacă vreți să nu se lipească cărnița de frigărui, lăsați la muiat bețișoarele, o oră, două, stai, lasă-l să... Da, pur și simplu în apă... A, ce tare! În apă normal și nu se mai lipește. Și când ești la cârciumă și te chinui cu furculița așa că vrei să pari că sunt o lady, da. Atunci le-ai înmuiat și... nu ar frigăroia. A fost un an bun. Da, e foarte bună, cu siguranță, dacă era caldă. Crede-mă că te linceai pe degete. Deci ne certam pe frigăruie aici. Deci, n-am înțeles ce distanță am între creveți și dulce. O distanță mare, cel puțin în timp. Da, cam așa? Mergeți liniștit. Hai, poftă bună! Vedeți-vă de treabă. În bucătăria noastră lucrurile sunt mult mai simple. Alexandra Tudor n-a vrut să le complice, ci pur și simplu a vrut să puncteze că nu e atât de scump să mănânci sănătos dacă îți faci planul din timp. Și la noi în bucătărie